Vineri, Consiliul Local s-a întrunit în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 4 proiecte de hotărâri supuse spre aprobare. Printre acestea s-a aflat și înființarea unei secții de natație în cadrul Clubului Sportiv Municipal. Chiar dacă după numărul mic de puncte ale ordinii de zi, ședința trebuia să fie una scurtă, dezbaterile și combaterile au prelungit întâlnirea consilierilor locali. De departe, cel mai supărat consilier local a fost Ionel Dinu, proaspăt membru al PMP. Cunoscut ca un tip direct, nici de această dată n-a fost mai reținut în exprimare. De această dată, săgețile s-au îndreptat către consilierii PPDD. Probabil că nu iese ceva la PPDD, fac acolo niște chestii, da, să amână și... Domnul Dinu, nu vedeți că e bătaie de joc în Consiliul Local? Nu vedeți că sunt 20 de păreri? A, nu, că e bătaie de joc, e discuții. Ce dracu, am ajuns la mâna PPDD-ului. Tot județul la mâna PPDD-ului. Pe partea aia PPDD-ului. Domnul Dinu, vă rog să părăsiți sala. Vă rog să părăsiți sala. Așa, veniți în sala, domnul Dinu, și vă dați. Că m-ați dat noastră afară, o să rămân în sala. Da, domnul Dinu. Chiar dacă Ionel Dinu a aruncat vorbe grele înspre consilierii PPDD, niciunul dintre aceștia nu a reacționat la replicile consilierului care, până nu demult, a reprezentat în Consiliul Local Partidul Național Liberal.